Din punct de vedere tehnic, cetul de la Giurgiu este pus la punct și poate furniza energie termică fără nicio problemă. Este nevoie însă ca asociațiile de proprietari să-și achite datoriile restante pentru ca cetul, la rândul său, să poată plăti gazele de care are nevoie. În această perioadă, tot mai mulți cetățeni din municipiul Giurgiu ne abordează în problema furnizării agentului termic pentru încălzire. Dacă există posibilitatea ca cetul să funcționeze. Noi îi asigurăm pe cetățenii municipiului Giurgiu că cetul poate funcționa fără nicio problemă în această iarnă dacă datoriile de către platnicilor sunt achitate, condiție obligatorie în achiziționarea combustibilului. După cum știm, gazul metan se plătește cu un avans de 30 de zile până la începerea de furnizării. Primăria a întocmit toate demersurile și încă se află în demersurile legale pentru a prelua cetul de la Consiliul Județean și a încheia un nou contract de delegare de gestiune privind acest serviciu. Toamna aceasta vor fi încheiate procedurile de preluare a cetului de către Consiliul Local al Municipiului. Ca urmare, conducerea primăriei discută deja cu reprezentanții centralei termice despre posibilitățile de reducere a prețului gigacaloriei. Pe de altă parte, reprezentanții municipalității și cei ai cetului recomandă proprietarilor de apartamente să realizeze pe scările de bloc sistemul de distribuție pe orizontală și să treacă la contorizarea individuală. Odată cu instalarea unui astfel de sistem, precum și prin izolarea termică exterioară, costurile cu energia termică sunt reduse cu mai mult de 30% la nivelul unei scări, ajungându-se la economii și de 50% pentru fiecare apartament.